decembrie. Astăzi pomenim pe Sfânta Prorociță Ana, mama lui Samuel, prorocul. Fiind stearpă, în urma rugăciunilor fierbinți, a primit de la Dumnezeu să-l nască pe Samuel, pe care îl închină din pruncie lui Iahve, ducându-l să viețuiască în templu. Tot azi îl pomenim și pe Sfântul Nicolae cel Mic și se dau colaci de pomană, zic bătrânii, pentru a feri copiii de boli. De la această zi, soarele se dă înapoi spre vară, mărindu-se ziua atât de mult încât sare cocoșul din prag. În alte părți, se crede că de acum până la Sfântul Spiriton, ziua și noaptea stau pe loc și că numai de la această dată începe ziua să se mărească.